Bine ați venit la lecția de șah. Azi, la combinația zilei, am ales tema Cum să faci remiză într-o poziție pierdută. 1. Începem aranjarea pieselor pe tabla de șah. Alb. Rege A1. Turn C1. Pioni. A4. B5. G4. Și H4. Negru. Rege A8, damă B3, pioni A5, B6, B7, G5 și H6. 2. Efectuăm analiza statică sau analiza din punct de vedere al materialului. Alb are un turn care valorează 5 puncte și încă 1, 2, 3, 4 pioni. Deci albul are echivalentul la 9 puncte sau 9 pioni. Negru are o damă care valorează cât 9 pioni. Deci negrul are avantaj de 1, 2, 3, 4, 5 pioni sau un turn. E clar, negru are avantaj foarte mare în această poziție. 3. Analizăm poziția din punct de vedere dinamic. Respectiv, căutăm caracteristicile poziției. Dacă negru este la mutare, el ar captura cu dama din B3 pionul A4, după care ar captura pionul B5 și ar putea să schimbe dama pe turn. În acest mod, cu pionii A și B, ar putea câștiga acesta transformându-i ușor în damă. E clar, nu e negru la mutare. Albul este la mutare. El trebuie să găsească planul de joc corect. Respectiv, să găsească caracteristica corectă a partidei. Ce putem observa? Regele alb nu are niciun loc unde poate să mute pe tabla de șah, deoarece câmpurile A2, B2 și B1 sunt controlate de dama neagră. Deci, regele alb se află într-o poziție de pat. Ce plan se poate naște în capul albului? Dacă n-aș avea turnul din C1, atunci n-aș putea să execut nicio mutare pe tabla de șah, deci ar fi o poziție de remiză. Oare ce plan pot să fac? Dacă aș ajunge să sacrific turnul, atunci aș putea face remiză. Turn C8, șah. Singura mutare a negrului este rege A7. Turn A8, șah. Negru are o singură mutare, rege capturează turnul din A8. Acum, regele alb este în pat, deci partida se termină remiză. Cum a reușit albul să salveze o astfel de poziție? În primul rând, a avut un plan de joc și a pus regele într-o poziție de pat și la moment oportun, a sacrificat ultima piesă cu care putea muta. Acest lucru a fost posibil deoarece negru nu a respectat două reguli fundamentale ale jocului de șah. 1. Slăbiciunea ultimei linii și 2. Atacul cu dama asupra regelui advers. Despre aceste principii vom vorbi în lecțiile de strategie. În încheiere, vă propun să rezolvați următoarea diagramă. Alb. Rege H5, turn F2 și pion H4. Negru, rege G7, turn B4 și turn G4. Albul mută și obține remiză. Sper că ți-a plăcut această lecție de șah. Nu uita să dai like pe acest videoclip și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!